Salutare, toată lumea, numele meu este Alexia. Acum jucăm Clash of Clans. După cum vedeți, avem altă bază, avem multe ghidele, abradat net cu baloane. Și uitați aici la war, sunt pe 4 și notăm către un clan ciudat. Mi-am pregătit aici trupele. Dar... Haideți să deși luăm din ceva. Și vreau să vă spun că... O să avem un intro. Yep. Să avem un intro foarte tare. Da, toată. Ok. Iar noi încheie în chestul avem 50 de euro. Ok. Bun. Asta este baza mea, după cum am zis. Baza bunicică din... Avem aici laboratorul. Dar în primul rând eu nu vreau să abradez ăștia, nu vreau să dețin pentru baloane să le fac de level 2. Cât timp mai e până la ori? 19 ore. Deci să atacăm pe cineva. Trebuie să ne găsească pe cineva pe la urmă. Asta nu aș putea lua, dar am doar 4 giganti și un șur. Dacă încerc să pun aici... Următorul. Asta e a meu. Bun. Ah, are tu pe ce. Bun. Sigur ar trebui să luăm 3 stele, mai avem 2 minute și are și nu cu. Deci s-ar putea să ne bat. Asta are gaguri de fapt. Deci vă dați seama, dacă îmi dă revenge, avea o șansă să mă bată, chiar multe, dar nu e o bază slabă. L-am tot luat din câteva baloane. Acum, ca să știți, s-a atacat chiar el live, adică chiar acum m-a atacat. Bine, măi!
Deci eu am văzut că 93 până acum, eu zic că e ok. Eu chiar aș vrea să ne facem un baloanele de două. Ceți-vă baloanelor. Ok, nu mai am sunor. De ce? Ok. Perfect, atac la fix! Mamă, ce noroc am avut, deci atacul ăsta chiar a durat 2 minute. What? What? Acum mă uiți eu la obi. Asta se văd dacă filmează, ok. Hai să punem baloane la făcut. Hai să punem 8 baloane. Ok. O oră. Mulți dăși și mulți giganți. Ok. Acum aș vrea să vă arăt baza cuiva. Vă Ștefan Cosmo. Vreau să arăt baza lui Alin. El chiar se uită la videole mele. Ok. Zic că baza mea e destul de bună. Plus că am CC-ul ăsta de 2 care mă protejează. Gosepa Cosmo, George Punct, George bla bla bla. Când de la încep. Poți mergem la căsucă ăsta, Alin? Asta e baza lui Alin. Eu zic că e slăbuță, e foarte slab, eu aș putea să-l bat de-l zăpăcesc. Aș pune giganții aici. Aș pune toți giganții acolo, deci da, și baloanele aici, l-aș fi făcut. Adică, easy, are cel mai praf baza din clan. Da, asta e, nu știu, s-a apucat de joc acum cea timp. Bun, și azi mai mergem și la George Spoon. Ok. L-a atacat cineva. Cred că a luat 40 ceva. Dacă nu știu. Asta este baza lui. Baza lui e destul de bună, dar ca aici e slab. La partea asta, chiar dacă are Hayden Tesla, l-ar putea face. Are doar o mică posibilitate. La mică de tot. În partea
partea asta. Care decât Pizza Tower? Cred că Wizard Tower de 3 e bun. Ultimul e The King, cel pe care e ăsta, îl cheamă Robert, are o bază destul de bună, dar are unele chestii foarte slabe, la care l-am trecut. Deci, după cum vedeți, ăsta, Wizard, Architectul de 2, eu l-am de 4. Kenurile de 5. Da? Și o slate H4. Air Defense, ăla am de 2. Elixir colectoare, de 2. De 5. Unele chestii sunt slabe. Unele, am zis, dar nu toate. Bun. Cred că aici ne oprim. Cred că n-am filmat prea mult. Ia să vedem cât am filmat. 12 minute, da. Asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex și ne vedem la următorul gameplay. Pa, pa!